parte este doamna antreprenoare și soțul se ocupă mai mult de copii, că am văzut și cazuri de astea, și invers, când domnul e antreprenor și soția este acasă alături de copii. Ambii sunt foarte importanți în viața copiilor. Da? Și când vine în tabără, vin amândoi cu copiii. Nu poți să vii fără copii sau nu poți să vii așa cu... Adică dacă ești divorțat, da, dacă ești divorțat, ești tu cel care te ocupi de copii. Vii în tabără cu copii. Uh-huh. Dar dacă ești căsătorit, vine și doamna care nu știe să vorbească în public, care e omul din spatele antreprenorului și care e foarte important, pentru că ea de fapt e echilibrul familiei și nimeni nu scoate în față. Iar la această tabără au fost rezultate incredibile și acolo, de doamne care au ieșit în față și s-au exprimat și simțeau nevoia să... Fără interacțiune, fără comunicare, fără deschidere, nu putem să facem nimic. Dar toate se fac cu ego-ul jos. În momentul când ai ego și o mândrie absurdă, te înfrânează să faci orice în viață. Și în relație, și în familie, și în viața profesională, și în interacțiunea cu colegi. Nu suntem cu nimic mai special decât celălalt, să nu credem asta. Ci pur și simplu să fim buni și să oferim totul din suflet, din inimă.